sper că se vede clar și toată lumea știe. Semnul de circulație spune staționarea interzisă, cu excepția mașinilor de taxi. Dar vedem aici una, două, trei mașini care nu sunt taxi și o mașină de poliție. Și încă una, două, trei, patru, cinci mașini care nu sunt de taxi, inclusiv una pe trotuar și o mașină de poliție. Încă una, două, trei mașini care nu sunt taxi și o mașină mea e în stație. Și abia acum o mașină de taxi și încă un bolid civil care nu e taxi. Cam ilegal și rușinos pentru poliție și angajații mai. Ori schimbați semnele, ori respectați-le. Altfel o să zicem despre poliție că e mafie cu epoleți, care nu respectă legile. Parcarea de taxi. Poate că are vreo urgență, dar trebuia să pornească girofarul. Eu mă tem că n-are urgență. La vreo două ore distanță vedem că au apărut alte mașini de poliție în aceeași parcare pentru taxi. Doar asta de mai a rămas aici. Are omul treabă. Ăștia nu știu ce treabă au, dar nu se apropie de mașină. Dusterul acela stă și acum parcat pe refugiu, pe trotuar. Și o grămadă de mașini civile care nu sunt taxi. Asta e că mai e un Duster de MAI. Aici e locul unde se adună la întâlniri secrete Poliția Capitalei. Așa, e acolo. Sau Poliția Națională. Mașinile civile intră una după alta în buzunarul ăsta. Chiar dacă scrie că nu-i voie. Parchează în spatele mașinii poliției, fără jenă. Altul în fața mașinii poliției parchează cu tupeu de borfaș. Asta e situația. Chiar și-au găsit o treabă.
Femeile au o plânge cât băieții își beau cafeaua. Mafia cu epoleți.